dacă ții un proiect foarte mare și greu, acel proiect te confiscă, practic, te confiscă din munca ta de sales și atunci există riscul ca, muncind prea mult în acel proiect, să ratezi niște oportunități sau să nu te mai concentrezi pe a crea oportunități, a-ți genera oportunități și când se termină proiectul respectiv, să te trezești într-un vid de activitate. E, într-un astfel de moment, care sigur apare în viața oricărui freelancer, n-am nicio îndoială în acest punct de vedere, într-un astfel de moment este ideal să te afli într-o comunitate în care să-ți poți oferi serviciile cu titlul de barter, deci într-o tranzacție de tip barter, altor freelancer eventual care au o nevoie similară sau unor companii aflate la început care au nevoi similare, adică nevoia de a face și de a se mișca cu bani puțin. Sau ceea de ce a este oferi valabil servicii pentru complementare pentru clienții deja existenți, ai partenerilor sau ai colegilor de da, hub. Asta e al doilea motiv. Da. Rezolvările nu vin întotdeauna, atenție, de la mentor. Și asta e foarte, iarăși foarte interesant ca experiență. Uneori pot veni de la un coleg din sală care a trecut printr-o chestie similară și a rezolvat-o. Și de asta vă spun că spun celor care ne ascultă că metodologia noastră și modul în care abordăm lucrurile chiar este bazată pe experiență multă cu oamenii și pe feedback-urile pe care le-am primit de la ei și adaptată la nevoile publicului român. Și a treia parte este chiar de networking pur, în care noi facilităm sigur acest networking și ne asigurăm că oamenii se cunosc între ei, pot schimba într-un mediu foarte relaxat și plăcut și într-un ambient foarte plăcut informații despre ceea ce fac. Cu niște oameni validați până la urmă, da, aleși, exact. Adică hai da. Să o spunem pe aia dreaptă, chiar dacă nu știu, workshop-urile sunt deschise oricui, se face totuși o selecție a celor care vin acolo. Pentru că asta este frumusețea unei comunități sau unui hub, că oamenii care vin acolo sunt cei mai care se aseamănă. Da.